Aș vrea să spun că, ținând cont de această adresabilitate în creșterea persoanelor pentru vaccinare, am decis ca pentru municipiul București, la fiecare final de săptămână, până la închiderea acestui an, până la încheierea anului, să organizăm un astfel de maraton de vaccinare într-un centru de vaccinare din fiecare sector, practic, care să asigure o accesibilitate după un program prelungit al persoanelor la vaccinare. În următoarele zile vom anunța care sunt centrele în care vom avea un program prelungit. Ceea ce noi am propus este să avem un program de la 8 dimineața până la 12 noaptea, iar pe perioada nopții să fie perioada în care să asigurăm igienizarea încăperilor și numărul de persoane, din ce am observat noi, care vin în intervalul 12 noaptea 8 dimineața este semnificativ mai scăzut. Și atunci, probabil că aceste centre vor funcționa cu program prelungit și nu vor fi 24 de ore din 24. Aceeași abordarea aș lansa-o către celelalte județe, în mod deosebit către marile aglomerări urbane, către orașele mari, pentru a organiza la sfârșitul fiecarei săptămâni cel puțin un centru de vaccinare care să aibă un program prelungit și care să permită vaccinarea cu un program, așa cum am spus, flexibil și a unui număr cât mai mare de persoane, mai ales în centrele universitare, unde există personal voluntar, studenți, rezidenți în cadrul acestor programe și proiecte. De asemenea, în aceste două zile, 25-26 octombrie, așa cum s-a anunțat deja, Ministerul Apărării Naționale organizează maratonul de vaccinare împreună pentru viață, împreună pentru viitor, în cele 6 spitale militare din țară, din Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Brașov și Timișoara. Acest maraton se încheie în această seară la orele 20. Până la acest moment sunt aproape 4700 de persoane care au fost vaccinate în cele 6 centre, așa cum am amintit.